1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 17. 1121, pagina Sfânta Scriptură. Vă dau aceste învățături, spunea Sfântul Pavel, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai bun, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta spunea Sfântul Pavel, adresându-se credincioșilor din Corint, zicea el, în privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Adică, cu alte cuvinte, aici cuvântul a dormit se referă și nu puțini au murit. Din ce pricină? Din pricina felului în care s-au raportat la cina Domnului. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri, spunea Sfântul Pavel, le voi rândui când voi veni. Amin. Vă invit să vă reașezați. În primul rând, aș dori să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitatea și pentru onoarea care ne-o face ca în cea de-a 12-a lună din anul 2023 să putem să stăm din nou la masa Domnului. Cea mai importantă masă din lumea aceasta, cea mai prețioasă masă, este masa Domnului. Participarea credincioșilor la Sfânta Cină. Doamne, ajută-ne să prețuim lucrarea aceasta. Vreau să vă întreb, vi s-a întâmplat vreodată să vă apropiați de un lucru bun sau de o lucrare bună într-un mod greșit? Poate că nu vi s-a întâmplat lucrul acesta sau poate vi s-a întâmplat. Mie mi s-a întâmplat un astfel de lucru uneori în viața aceasta, să mă apropiu de o lucrare bună într-un mod greșit. Întâmplarea aceasta a făcut parte și din viața credincioșilor noștri de altă dată din biserica din Corint. Unul din lucrurile greșite care s-a petrecut în biserica din Corint a fost și acesta: apropierea credincioșilor din Corint
într-un mod greșit de cina Domnului. Dintre multele greșeli care s-au petrecut în biserica din Corint, una dintre ele, și accentuez în această dimineață, a fost aceasta, apropierea greșită de cina Domnului. Dacă vrem ca biserică să ne păzim de ceva anume, dacă avem nevoie ca biserică să ne păzim de un anumit lucru, acest lucru este păzirea de o apropiere greșită de cina Domnului. Pentru a putea avea reușită în lucrarea aceasta, va trebui să ne uităm în această dimineață la credincioșii noștri din Corint, să observăm unde au greșit ei, care au fost greșelile lor, fiindcă nu e așa. N-am dorit să repetăm greșelile credincioșilor noștri din Corint și n-am dorit nici pe departe ca și noi să fim în situația lor, și anume să ne apropiem greșit de cina Domnului. Din contră, mi-ar plăcea ca fiecare dintre noi să ne apropiem de masa Domnului, de cina Domnului, într-un mod corect, cu o atitudine corespunzătoare, cu o atitudine corectă, ca astfel lucrarea ce noi o facem să fie apreciată de Domnul, să fie una cu folos, să fie o lucrare așa cum trebuie. Așadar, vorbim în această dimineață despre apropierea greșită de cina Domnului. Acesta e titlul predicii de astăzi. Apropierea greșită de cina Domnului. În ce a constat oare această apropiere greșită de cina Domnului în ce privește viața credincioșilor noștri din Corint, din vremea Sfântului Apostol Pavel? Care au fost oare greșelile credincioșilor din Corint? De ei s-au apropiat de această lucrare importantă într-un mod greșit. În primul rând, credincioșii din Corint s-au apropiat greșit de cina Domnului. Știți de ce? Au batjocorit cina Domnului. Versetele de la 17 la 22 evidențiază foarte clar realitatea aceasta. Credincioșii din Corint, în primul rând, s-au apropiat greșit de cina Domnului, batjocorind lucrarea cinei. Știți că în biserica din Corint au avut loc 4 abuzuri cu privire la această lucrare? Primul dintre ele, mai întâi în biserică, exista dezbinare și se formaseră partide care batjocoreau cina Domnului. Frații mei, surorile mele, atunci când într-o adunare, într-o biserică, există dezbinări, există partide, există bisericuțe, duhul acelei biserici este tulburat. N-are cum într-un asemenea cadru să existe pace, să existe armonie, să existe liniște. Iar inimile oamenilor, într-un cadru de felul acesta, într-o astfel de biserică, nu sunt concentrate, nu sunt focalizate asupra Domnului, ci asupra unor lucruri firești care nu fac parte din planul lui Dumnezeu pentru biserică. Avertizarea Sfântului Apostol Pavel pentru noi astăzi și pentru credincioșii de atunci era că orice om care se găsește într-un grup unde se practică dezbinarea, unde se formează partide în biserică, este într-un pericol teribil. Dezbinarea și partidele într-o biserică, știți ce ne spune Sfântul Pavel? E demonstrația clară că acei credincioși nu sunt autentici. Totodată, zice Pavel,
Într-un astfel de cadru ies în evidență și mai clar credincioși și sinceri, oamenii care umblă autentic cu Dumnezeu. Și traducerea Cornilescu spune aici în versetul 19 că își trebuie să fie și partid între voi. Frații mei, nu cumva să înțelegem greșit versetul acesta. Pavel aici nu spune că sunt necesare. Nu asta vrea să ne transmită, cum a tradus Dumitru Cornilescu aici, că sunt necesare partidele în biserică. Nu, Pavel nu la asta s-a referit. Ci Pavel a spus, dimpotrivă, dacă există răul acesta, în tot răul acesta există și ceva bun. Ies în evidență, ies pe tapet, credincioși și sinceri, oamenii care sunt autentici, care umblă real cu Dumnezeu. Asta era prima formă de abuz în biserica din Corint. Prezența dezbinării și a partidelor din biserică batjocoreau cina Domnului. A doua formă de abuz care se găsea în biserica din Corint era auto-înșelarea. Știți că și auto-înșelarea batjocorește cina Domnului? Corintenii se înșelau singuri, crezând că ei stau la masa Domnului, că ei participă la cina Domnului într-un mod corespunzător. Probabil mulți dintre ei asta credeau, că ei servează cina Domnului, dar nu o făceau, se înșelau amarnic. În niciun caz nu își aminteau de Domnul Iisus Hristos, în niciun caz, prin atitudinea lor, prin raportarea lor la această lucrare a cinei, nu îl cinsteau pe Mântuitorul Iisus. Era absolut imposibil ca în prezența unui duh de dezbinare, de tulburare, să existe un mod în care credincioșii să îl cinstească pe Domnul Iisus. Adunarea lor, știu ce zice Pavel despre ea, dacă ar fi să parafrazăm, adunarea credincioșilor noștri din Corint era total lipsită de sens și de utilitate în ochii Domnului. Dragii mei, ce tragico-comică și chiar mai mult decât atât este auto-înșelarea. Prin auto-înșelarea lor, credincioșii din Corint batjocoreau lucrarea cinei Domnului. Auzi, să crezi că stai la masa Domnului, că stai cu Hristos. Daniel, o să vedeți mai târziu, pe lângă duhul de dezbinare și de tulburare, era un duh de egoism, de indiferență față de clasa săracilor, oameni mai puțin avuți. Și alte și alte detalii, pentru că un alt abuz întâlnit în biserica din Corint era egoismul și neglijarea celorlalți. Egoismul și neglijarea celorlalți, a oamenilor mai puțin avuți, batjocoreau cina Domnului. Iată ce spune versetul 21, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia, așa că unul este flămând, iar altul este... Vă dați seama ce contrast izbitor între astea două realități? Vă dați seama ce abuz se petrecea în biserica din Corint? Nu se simțea niciun fel de părtășie frățească, de comuniune între credincioși, niciun fel de dragoste care să izvorască din Dumnezeu. Cum? La cina Domnului unii erau beți, iar alții erau flămânzi? Apropo, noi ne-am întâlnit astăzi la masa Domnului ca unii dintre noi să ne îmbătăm, să ne îmbuibăm și alții să plece flămânzi acasă. Știți că egoismul fraților noștri de altă dată din Corint și indiferența lor față de clasa pe care ei o numeau inferioară a săracilor batjocorea lucrarea cinei Domnului? Ei făceau o sărbătoare în cinstea Duhului indiferenței, în cinstea Duhului îmbuibării, în cinstea Duhului egoismului, nu în cinstea Domnului Iisus Hristos.
Ăsta era al treilea abuz prezent în biserica credincioșilor din Corint, prin care lucrarea cinei era batjocorită. Apoi un alt abuz întâlnit în biserica din Corint era abuzarea sacralității bisericii și facerea de rușine a săracilor. Și prin asta cina Domnului era batjocorită. Pavel adresează, uitați-vă în versetul 22, mai multe întrebări retorice ca să trezească conștiința credincioșilor din Corint. El le atrage atenția oamenilor și le spune: oameni buni, ați ajuns să confundați biserica cu casa voastră. Ați ajuns în postura în care se pierde simțul sacralității bisericii. Că zice Pavel, prin dezbinare, prin partide, prin îmbuibare, prin egoism, nu faceți altceva decât să arătați un profund dispreț față de casa lui Dumnezeu. Și pe deasupra îi neglijați și pe oamenii săraci. Iată patru moduri prin care corintenii au batjocorit cina Domnului. În primul rând au transformat biserica Domnului în bisericuță. Apoi, în al doilea rând, ei credeau că ceea ce fac este bine, este grozav, este extraordinar, dar se auto-înșelau. Apoi s-au lăsat cuprinși de un duh de egoism, de un duh de indiferență și de îmbuibare. Și pe deasupra au pierdut simțul sacralității bisericii. Au uitat că biserica este un loc consacrat pentru închinare și pentru sfințenie. Pentru ei, biserica nu era mai presus de sufrageria lor de acasă sau de bucătăria lor. Revin la noi în dimineața aceasta. Cum putem noi oare batjocori cina Domnului? Se poate oare așa ceva să se întâmple? Știți că răspunsul, din păcate, este da, se poate. În primul rând, prin lipsa de unitate frățească la care cineva participă în mod voit. Toți aceia care luptă pentru dezbinarea bisericii, toți aceia care luptă pentru partide în biserică, toți aceia care transformă biserica în bisericuțe, în grupulețe, care n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, de glasul lui Dumnezeu, dar iau parte la cina Domnului, credincioși care se raportează la semenii lor cu un duh de superioritate, cu un duh de discriminare, cu un duh de egoism, cu un duh de indiferență, iar pe deasupra neglijează faptul că biserica este un loc sfânt, sacru. Toți oamenii ăștia, ne zice Sfântul Pavel, care iau parte la cină și să împărtășesc cu trupul și sângele Domnului, nu fac altceva decât să batjocorească cina Domnului. Atâta timp cât acești oameni participă la cină, dar nu se pocăiesc de aceste lucruri, de acest duh de indiferență, de acest duh de egoism, de acest duh de îmbuibare, de acest duh de lipsă de respect pentru casa lui Dumnezeu, ei nu fac altceva, ne spune Sfântul Pavel, prin cuvântul lui Hristos astăzi, decât să, wow, să batjocorească cina Domnului. De ce frații noștri din Corint, odinioară pe vremuri, în biserica lor, s-au apropiat greșit de cina Domnului? De ce? Fiindcă în primul rând au batjocorit lucrarea cinei. Vorbim astăzi așadar de apropierea greșită de cina Domnului. În ce a constat această apropiere greșită a fraților noștri din Corint de lucrarea cinei Domnului? Dacă în primul rând au batjocorit această lucrare, în al doilea rând, știți care a fost a doua mare greșeală a lor? Au ignorat învățătura primită din partea Domnului.
Fii atent ce le aduce aminte apostolul Pavel. Următorul detaliu foarte important la versetul 23. Că ce am primit, zice Sfântul Pavel, de la Domnul ce v-am învățat. Observați verbul v-am învățat la ce timp e? E la timpul trecut. Adică le aducea aminte Sfântul Pavel că lucrarea asta și învățătura despre cina Domnului pentru ei nu este o noutate. Ei aveau cunoștință despre ea încă din trecut. Iar această învățătură, zice Sfântul Pavel, nu este a mea. N-a fost ideea apostolului Pavel. Învățătura aceasta vine prin revelație de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Știți ce au făcut credincioșii noștri din Corint? Au ignorat învățătura primită de la Domnul prin Pavel cu privire la lucrarea cinei. Și ignorând învățătura aceasta, știți ce s-a întâmplat cu frații din Corint? Ei n-au mai înțeles adevărata semnificația cinei. Implicit au ignorat semnificația reală a cinei Domnului. Pavel spune foarte clar că învățătura primită e prin revelație directă de la Iisus Hristos. Și dacă vă comunic ceva, zice Sfântul Pavel, către credincioșii din Corint, vă comunic această revelație primită de la Hristos. Haideți să vedem care este adevărata semnificație a cinei Domnului, de care credincioșii noștri din Corint n-au ținut cont. Au ignorat. În primul rând aș vrea să vedem semnificația pâinii. Observați ce spune aici textul biblic. Acesta este trupul meu. Interpretările în privința aceasta sunt multiple. Sunt unii dintre credincioși care spun că pâinea devine la propriu trupul Domnului în momentul în care credinciosul se împărtășește cu ea. Asta este părerea unora dintre creștinii de pe glob. Că ia pâinea, efectiv la propriu, se transformă în trupul Mântuitorului. Există apoi altă categorie de credincioși care spun că pâinea nu se transformă în trupul Domnului la propriu, ci este doar un mod de amintire a Domnului când este făcută lucrarea aceasta. Însă vreau să observați un detaliu. Aici în text apare cuvântul este. Acesta, zicea Sfântul Pavel, este, ce a zis Domnul Iisus Hristos? Este trupul meu. Cuvântul este, din textul original, are sensul de a reprezenta, are sensul de a identifica, dar are și sensul de a fi. Aș vrea să mai observ un detaliu important în text. Iisus unde era când a avut loc prima cină? Era împreună cu ucenicii lui, nu? Domnul Iisus însuși a instituit prima cină. Vă întreb, a mâncat Iisus Hristos din pâinea de la cină? Acum, o întrebare care e indicată după întrebarea aceasta. S-a transformat acea pâine la propriu în trupul Mântuitorului? În momentul împărtășirii? Cu siguranță că nu. Acea bucățică de pâine doar reprezenta sau simboliza trupul lui. Ea n-a devenit la propriu trupul Mântuitorului. Apoi cuvintele din textul biblic, care se frânge pentru voi, se referă la natura substitutivă, adică înlocuitoare a morții Mântuitorului pentru noi. Zice Pavel, în mod normal ar fi trebuit să murim noi pentru păcatele și pentru fără de legile noastre, dar s-a găsit altcineva să moară. Hristos ne-a substituit, ne-a înlocuit în moarte, murind El, dându-și El trupul să fie frânt pentru noi. Apoi cuvintele
următoare din text, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, înseamnă mult mai mult decât o simplă amintire a morții Domnului. Ele, cuvintele acestea, înseamnă ca într-un mod activ să îți provoci mintea să mediteze la persoana lui Iisus Hristos. Nu doar să ne aducem aminte de un anumit aspect al lucrării Lui, ci să ne determinăm mintea într-un mod activ și sănătos să mediteze, să reflecte la persoana Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, credinciosul trebuie activ să mediteze la Iisus Hristos. Apoi, dacă am observat semnificația pâinii la cina Domnului, a doua semnificație importantă este semnificația paharului, nu doar a pâinii. Observați, Iisus nu zice, acesta este sângele meu. Dacă despre pâine a zis, acesta este trupul meu, de data asta Iisus zice, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Desigur că paharul acesta nu era la propriu legământul cel nou. El era doar un simbol al noului legământ. De asemenea, paharul respectiv cu ceea ce era în el nu era la propriu sângele lui Hristos. El doar reprezenta sângele Mântuitorului. Ideea este următoarea. Vechiul legământ a fost înlăturat. Iar baza noului legământ nu mai este sângele boilor și al țapilor. Baza noului legământ este sângele lui Hristos. Prin sângele Lui a fost posibilă iertarea noastră de păcate și spășirea de ele. Și doar pe baza jertfei lui Hristos, noi oamenii putem fi mântuiți. Oricine privește diferit această lucrare a cinei și se raportează diferit la ea decât cele prezentate de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, o astfel de persoană, iertați-mă că-s direct, se apropie greșit de cina Domnului. Asta au făcut credincioșii noștri din Corint, ori ignora pur și simplu învățătura despre cina Domnului. Au ignorat adevărata semnificație a cinei. Clasa bogaților au zis, bă, toate-s la cheremunos. Ne aducem mâncare de care vrem de acasă, aducem și băutură. Domnule, mai dăm un chef în plus, să ne simțim bine, mâncăm, ne îmbuibăm, s-au îmbătat unii dintre ei. Imaginați-vă la cei dintre sclavi, că ăștia erau clasa săracilor. Cum se uitau la oamenii ăștia cu burțile pline, se bălângâneau probabil în stânga și în dreapta. Ei, credincioșii din Corint, care au venit la închinare înaintea lui Dumnezeu și au vrut să stea la Sfânta Cină. Ce dureros, ce comic, ce tragic. Da, cei ce se apropie greșit de cina Domnului, în primul rând, batjocoresc lucrarea cinei. În al doilea rând, ignoră învățătura corectă despre această lucrare. Dar mai e un aspect și ultimul. Știți în ce am mai constat apropierea greșită de cina Domnului? În ce privește pe credincioșii noștri din Corint, de vremea Sfântului Pavel? În al treilea rând, și-au permis să ia parte la cina Domnului în chip nevrednic. Ce înseamnă a lua cina Domnului în chip nevrednic? Sunt sigur că de multe ori v-a spus întrebarea aceasta și dumneavoastră citind pasajul din 1 Corinteni 11. Dacă ne uităm în context, că știți ce facem noi de cele mai multe ori? Am auzit N și N predici. Credincioșii știți ce fac? Citesc de la versetul 23 în jos și rup textul din contextul lui. Și când scoți un paragraf biblic din contextul lui, faci din el pretext și aproape că nu mai înțelegi nimic.
Știți ce înseamnă a lua parte în chip nevrednic la cina Domnului? A participa cu starea de păcat în care te afli. Stare de păcat nemărturisită, de care cineva nu s-a pocăit, nu s-a întors la Domnul. Uitați-vă, credincioșii din Corint, în starea asta de păcat, nemărturisit, în care trăiau, s-au apropiat de cina Domnului, făcându-se vinovați de trupul Domnului. Păi uitați-vă cum s-au apropiat ei de această lucrare. Versetul 18, cu un duh de dezbinare. Versetul 19, cu un duh de erezie. Erau partide, bisericuțe între ei. Versetul 20, cu un duh de autoînșelare. Ei credeau că iau parte la masa Domnului, la cina Domnului. Pavel le zice, nu puteți lua parte la cina Domnului în felul ăsta. Apoi, cu un duh de egoism și îmbuibare. Ei s-au apropiat de lucrarea asta cu un duh de beție, apoi cu un duh de indiferență și de neglijarea săracilor și în cele din urmă cu un duh de lipsă de protejare a sacralității biserice. Conform versetului 22. Știți ce indică toată lista asta de mai sus amintită? Că prezența păcatului în viața cuiva, a păcatului nemărturisit, a păcatului de care o persoană nu s-a pocăit, prezența păcatului în viața ei sau a lui, dacă persoana aceea se apropie de trupul și sângele Domnului, se apropie într-un chip nevrednic. În mod cert, dacă luăm cina Domnului, avem păcate nemărturisite în viața noastră, de care nu ne-am pocăit, vă întreb, cum am putea fi noi vrednici? Știți că singura noastră vrednicie este cine? Singura noastră vrednicie este în Iisus Hristos. Și acum vreau să fiu explicit, modalitatea prin care suntem noi socotiți vrednici este următoarea: să umblăm în mărturisire continuă a păcatelor, să umblăm într-o pocăință continuă și de asemenea să lăudăm continuu pe Domnul pentru harul Lui, pentru îndurarea Lui, pentru iertarea care ne oferă, pentru șansa de a ne îndrepta, de a ne corecta. Noi personal nu avem nicio mărturisire, nicio neprihănire proprie. Așa că singurul mod prin care putem fi considerați vrednici este de a umbla în părtășie continuă cu Hristos. Asta implică mărturisirea continuă a păcatelor. Pocăința continuă de păcat. Dacă există păcat în viața cuiva. În concluzie, vreau să știți că există trei consecințe grave cu privire la cel sau cea care își permite să participe la cina Domnului în chip nevrednic. Și consecințele acestea toate sunt amintite de Sfântul Pavel în acest cuvânt. Adică orice persoană care îți permite să participe la cina Domnului cu păcate nemărturisite, cu păcate de care nu s-a pocăit, în viața acelei persoane vor fi trei consecințe, zice Sfântul Apostol Pavel. Mai întâi, o astfel de persoană se face vinovată de moartea Domnului. O astfel de persoană, zice Sfântul Pavel, va fi trasă la răspundere, la socoteală, direct de Hristos. Știți de ce? Pentru că se face vinovată de un păcat împotriva morții lui Hristos. Un păcat care îl insultă pe Hristos. Un păcat care îl jignește pe Hristos. Un păcat, dacă vreți, care îl calcă în picioare pe Hristos. Știți de ce? Fiindcă o astfel de persoană care își permite așa să participe la masa Domnului, consideră moartea Domnului fără rost, fără sens. Păi vă întreb, ce rost are moartea Domnului pentru o persoană care vine cu păcat în viața ei nemărturisit, neîndreptat, de care nu s-a pocăit la Sfânta Cină și de care nici nu vrea să se pocăiască și se apropie de masa Domnului, care ne aduce aminte că pe Golgota a murit cineva pentru păcatul nostru?
Nu e așa cu astfel de persoană. Pur și simplu, calcă în picioare jertfa lui Hristos și consideră moartea Domnului fără niciun rost. Apoi, o astfel de persoană, e a doua consecință amintită de Pavel în textul biblic, se osândește singură. Dacă își permite să ia cina Domnului chin nevrednic, adică să participe la sfânta cină cu păcate nemărturisite, cu o viață neîndreptată în relația cu Dumnezeu și apoi în relația pe orizontală. Versetul 29 ne spune că oricine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși. Dacă ce face? Nu deosebește trupul Domnului. Cuvântul deosebește de aici din text înseamnă a distinge sau a discerne. Adică zice Sfântul Pavel, omul care mănâncă pâinea, omul care se apropie de paharul în care este sângele lui Hristos, nu se gândește la ceea ce face, nu discerne seriozitatea acestei lucrări, dacă își permite măcar cum să se apropie de această lucrare. Dacă s-ar gândi la acest lucru, zice Pavel, nu ar lua parte la cina Domnului cu păcate nemărturisite în viața lui. Apropo, Sfântul Pavel nu descurajează neparticiparea la cina Domnului. Păcate nemărturisite de care nu v-ați pocăit să vă apropiați de lucrarea aceasta, fiindcă nu doar ne face vinovați de moartea Domnului, adică e ca și cum Hristos ar fi murit degeaba. Ne și osândim singuri. Un astfel de om, zice Pavel, va atrage asupra lui judecata lui Dumnezeu. Apoi mai este o consecință a participării la cina Domnului în chip nevrednic, ultima. Și zice Pavel, o astfel de persoană care participă la cina Domnului cu păcate nemărturisite, va fi disciplinată și pedepsită de Domnul. Ascultați ce zice versetul 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm, adică nu puțini au murit. Credincioșii noștri din Corint erau așa de neglijenți cu lucrarea cinei Domnului și existau atâtea abuzuri în biserica din Corint, încât Dumnezeu a fost nevoit să intervină și să-i disciplineze, să-i pedepsească. Iar disciplinarea din partea lui Dumnezeu include starea lor de neputință, mulți bolnavi și ce Sfântul Pavel, și nu puțin dorm, adică nu puțin dintre voi credincioșii din Corint au murit deja. Și de ce Dumnezeu își disciplinează copiii lui? Pentru a nu-i lăsa să se autodistrugă, făcându-și rău lor însuși și făcând rău și celor din jur. Dumnezeu știe care este cea mai bună metodă de disciplinare, care este metoda care are cele mai mari șanse ca să ne apropie de El. Într-o viață de mărturisire și de pocăință, de asemenea, dragilor, Dumnezeu știe care este momentul, zice Sfântul Pavel, în care un credincios trebuie luat de pe pământ. Numai Dumnezeu știe, zicea Sfântul Pavel, dacă un credincios a mers atât de departe în păcatele lui, încât nu se mai poate pocăi de ele niciodată. În acel moment, zicea Sfântul Pavel, lucrarea celui credincios pe pământ s-a încheiat. Pentru că el nu va mai putea niciodată să aibă o mărturie pentru Hristos și pentru lucrarea lui. Prejudiciul care l-a adus lui Hristos și bisericii sale a ajuns atât de departe, zice Sfântul Pavel, încât ultima formă de disciplinare a lui Hristos pentru un astfel de om este moartea. Adică Dumnezeu poate otărî chiar și lucrul acesta. Așadar, ce presupune o apropiere greșită de cina Domnului? Presupune să batjocorești cina lui Hristos. Presupune să ignori învățătura biblică cu privire la această lucrare și presupune să te apropii în chip nevrednic de lucrarea cinei, adică cu păcate de care nu te-ai pocăit, de care nu te-ai îndreptat.
pe care nu le-ai mărturisit. Totuși, aș vrea să las o întrebare acum la final. Cum putem noi astăzi, la început de lună decembrie 2023, să ne apropiem totul sincer și corect de cina Domnului? Ce trebuie să facem? În primul rând, să tratăm cina Domnului cu respectul cuvenit. Ăsta e primul lucru care trebuie să-l facem. În al doilea rând, să avem mare respect cu privire la învățătura despre cina Domnului. Să nu zicem, asta e părerea mea, cu tare părerea altcuiva, oameni care scot lucrurile din contextul lor. N-ați văzut câte lucruri se întâmplă la cina Domnului? Sunt luate pasaje din Vechiul Testament care n-au nicio treabă și nicio legătură cu actul cinei Domnului. Și oamenii sfidează textele din Evanghelii sau din epistole care fac referire la lucrarea aceasta și în care este prezentată categoric și explicit. Și unii au introdus lucruri care nu vorbesc despre cina Domnului la această lucrare și alții au scos lucruri care privesc lucrarea aceasta a Sfintei Cine. Pentru că în loc să citim textele din Biblie care vorbesc despre ea, să le analizăm și să le luăm ca atare, pur și simplu, atât de mulți credincioși au făcut ce au vrut ei cu lucrarea asta. Mă rog lui Dumnezeu să le dea îndurare și să le mai facă parte de har celor care cred orice, numai ceea ce scrie în Scriptură, nu. Dacă vrem să ne apropiem corect de cina Domnului, va trebui apoi să ne cercetăm personal, într-un mod sincer, într-un mod profund, într-un mod adânc și să luăm parte la masa cinei cu o inimă și cu o viață curată. Te întreb, este cugetul tău, este inima ta curată înaintea lui Dumnezeu? Ai venit cu o viață curată înaintea lui? Ți-ai făcut o cercetare adâncă, profundă, în timpul vestirii Evangheliei, în timpul cântărilor de laudă? Te-ai gândit care este respectul tău față de această lucrare instituită de Domnul Iisus Hristos? Ai reflectat adânc la învățătura cu privire la această lucrare sau pur și simplu ne-am familiarizat, ne-am obișnuit lună de lună, la începutul lunii, în prima duminică, e actul Sfintei Cine. Și din inerție am venit, participăm și astăzi, plecăm acasă. S-ar putea într-o zi Dumnezeu să tragă linia finală și să spună omul ăsta, indiferent cum te cheamă, bărbat, femeie, frate, soră, a mers prea departe în păcatele lui, ignorând această lucrare așa de importantă, încât zice Dumnezeu, ca să nu-l osândesc odată cu lumea, ca să n-aibă parte de pedeapsa finală, ultima formă de disciplinare, este luarea lui sau a ei de pe pământ. Doamne, cercetează-ne! Să ne cerceteze Domnul gândul, cugetul, inima și să ne apropiem sincer de lucrarea aceasta. Haideți să stăm ridicați într-o rugăciune de căință, de proșternere, de mărturisire. Să știi că Domnul Iisus Hristos nu ia ani, săptămâni, zile ca să te ierte. Dacă în relația cu aproapele tău ești bine, dacă n-ai conflicte nerezolvate și ai probleme doar pe verticală între tine și Domnul, vino sinceră astăzi înaintea lui Hristos și spune-i, Doamne, înaintea Ta capitulez, mă prăbușesc, Doamne, mă smeresc în fața Ta, Te rog, iartă-mă, Te rog, primește-mă, Doamne, fiindcă vreau să mă apropiu de lucrarea cinei Tale, Doamne, vreau să mă apropiu într-un mod corect, într-un mod sincer, Doamne, eu vreau să onorez numele Tău, lucrarea Ta, să fie cinstită de mine, Doamne, nu vreau nici de cum să jocoresc această lucrare sacră, această lucrare atât de importantă, Doamne. Fă să primesc cuvântul Tău în suflet, Doamne, și primindu-l să mă apropiu cu sfințeni și cu inimă curată de lucrarea aceasta. Haideți să ne rugăm și apoi ne vom apropia de lucrarea Sfintei Cinei.